de acomodat, m-am acomodat din vară. Mă înțeleg foarte bine cu băieții. Este un colectiv, ca să zic așa, mai tânăr. Este o generație nouă. Jucători ne cunoaștem foarte bine. Unii au fost colegi, am plecat la alte echipe, dar ne înțelegem foarte bine. Ne cunoaștem fiecare ce poate, calitățile fiecăruia. Și în afară terenului, tot așa suntem prieteni. De la meci la meci, antrenorul ne spune ce să facem. Avem o tactică diferită, de exemplu, spaniolii au jocul exact cum erau portughezii, poate sunt puțin mai puternici pe grămadă. Dar diferă de la meci la meci. Familia m-a sprijinit mereu, mama și tata sunt cei mai mari fani ai mei, fani numărul 1, ca să zic așa. Și mereu, încurajări, sfaturi. La Spania sunt foarte bun la jocul de Rimi 7 și bănuiesc că asta o să facă și sâmbătă. Doar o să fie un pic cum a fost meciul cu Portugalia, numai că o să fie intensitatea mai mare și o să fie jocul un pic mai dur. Da, vă invit un număr cât mai mare să sărbătorim victoria împotriva Spaniei, deoarece este ultimul meci pe Cluj-Arena.